Bun găsit, stimați telespectatori! Continuăm ciclul emisiunilor privitoare la experiențele diferiților copii ai lui Dumnezeu, diferiților creștini, în viața individuală, familială sau de colectivitate. Este știut faptul că Dumnezeu vrea să ne influențeze viața, vrea să ne călăuzească, să ne ajute într-o multitudine de forme. În emisiunea aceasta îl avem într-o emisiune succesivă pe domnul subcomisar Șeulean Gheorghe, Șeuleanu Gheorghe Ștefan. Bine ați venit, bine ați venit la emisiune. Am dorit să continuăm de unde am rămas, respectiv în prima emisiune ați prezentat Întoarcerea lui Dumnezeu, modul în care după îndelungi ezitări ați ajuns să vă întoarceți la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ați trecut printr-o criză puternică de sănătate, practic o boală incurabilă, cum s-ar spune, deci medicii și-au declarat neputința, Dumnezeu a vindecat și a venit și momentul unei decizii pentru Dumnezeu într-o biserică evanghelică de aici, din Cluj. Ce s-a petrecut pe scurt în viața dumneavoastră, dacă se poate în câteva fraze, și apoi de la acel moment, cum a continuat viața de familie și viața de creștere în cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că, sigur, noi tindem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar vom continua să-L cunoaștem și în eternitate. Nu e suficient un an, 2, 10, 20, 100 de ani, ci infinitatea timpului ne va fi necesară pentru a-L experimenta pe Dumnezeu. Sigur că da. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și mulțumesc că ați răspuns. Aș vrea să vă mărturisesc faptul că m-am născut într-o familie de țărani ortodoxi din localitatea Suprădar, județul Cluj. Am crescut într-o atmosferă, ca să spun așa, religioasă, ortodoxă. Eram un om destul de bisericos, cum spun unii. Bunica m-a crescut mai mult, ea m-a învățat să practic această religie. Însă, cu toate că frecventam biserica ortodoxă, mă simțeam înăuntru sufletește, cum spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, la începutul Bibliei, sufletul mi era pustiu și gol ca și pământul, la început pustiu și gol fără Dumnezeu. Cel puțin aceasta era experiența dumneavoastră. Da, nu vrem să afirmăm că orice om se simte așa. Sigur, deci eu așa m-am simțit, pentru că am văzut o mare discrepanță. La biserică oamenii păreau atât de sfinți, atât de cuminți, iar după ce ieșeau de la slujbă, continuau să păcătuiască în diferite forme. Am crezut că lipsa de educație. Atunci am mutat la oraș, crezând că aici voi găsi cultură, știință și voi găsi și o adevărată credință. Însă am observat un lucru, că oricine nu vrea să rămână în Cuvântul lui Dumnezeu și nu are relație personală cu Mântuitorul, adică nu practică viața cristică, pentru că, de fapt, creștinismul acesta este, în fond și la urmă, nu o religie, ci este un mod de viață. O relație cu Mântuitorul. Un mod de viață. Iisus a spus, cine crede în mine, va trăi cum am trăit eu. Și venind la oraș, din contră, nu am ajuns la cunoașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos și am cunoscut păcatul, fără de legea, posibilitățile de păcătuire, ca urmare a educației ateist-comuniste pe care am primit-o în școală, în liceu. Însă, ați avut și o decepție în dragoste. Da, în același timp am avut și... Și asta v-a determinat să respingeți, da, să aruncați, cum se spune, împreună cu apa din copaie și copilul, adică cea tânără fiind o neoprotestantă, ați început să îi persecutați pe astfel de oameni. Exact. Ați făcut o școală de ofițeri. Am făcut o școală de ofițeri, acolo am intrat pe promisiunea aceasta, Doamne, dacă mă vei ajuta să intru această școală, eu am să mă întorc la Tine. Am trecut și prin evenimentele Revoluției din decembrie 89, tot prin această promisiune, dacă mă scap din această încercare, Doamne, eu mă întorc la Tine. Am ajuns ofițer apoi la Poliția Municipiului Cluj și prin suferință Dumnezeu m-a adus la credință, mi s-a descoperit în suferință și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Am cunoscut un om al lui Dumnezeu care avea dar de vindecare prin punerea mâinilor. După ce medicii s-au arătat neputința în fața acestei boli de care am suferit și m-au externat spunându-mi, și acum mi-aduc aminte de această expresie foarte interesantă, noi ca oameni am făcut ce am putut, de acum încolo Dumnezeu cu mine. Deși mulți dintre ei nu recunosc că există Dumnezeu, dar în final toți spun că totuși să aibă Dumnezeu milă de tine când te externează. Am ajuns să fiu vindecat de Dumnezeu la rugăciune simplă, în numele Domnului Iisus Hristos, prin punerea mâinilor. Apoi am cerut de la Dumnezeu un semn,
prin care el să mă conducă printr-o anumită persoană pe care mi-o va trimite el și o va alege el într-o biserică pe care o consideră el că este locul adevărat de închinare. Adică și mai ales locul în care dumneavoastră vă puteți dezvolta, pentru că să știți, oamenii sunt diferiți și unii se simt mai bine și se pot dezvolta spiritual într-o zonă creștină, alții în altă zonă creștină, deci să nu creadă cineva că noi spunem că numai o anumită zonă e unica în care se poate întâlni ceva cu Dumnezeu. Cel puțin asta e convingerea mea. Sigur că da, așa este, însă eu vorbeam sincer, în locul în care tu consideri, Doamne, că este bine pentru mine. Pentru că dacă rămân acasă, la un moment dat s-ar putea să am doar părerea mea proprie, care să fie la un moment dat greșită, datorită problemei vieții prin care trec. De aceea este nevoie, așa cum spune și Biblia, că unde sunt frați împreună, acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Adică se vorbește despre frații Domnului Iisus, cei ce au intrat în mântuirea lui Dumnezeu și se întâlnesc, conform scripturilor, se întâlnesc la părtășie cu Domnul lor sau și Dumnezeu. În altă parte scrie unde se adună doi sau trei, sau trei numele numele și Domnul pentru Iisus. Numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Da. Exact. Și atunci, căutați o astfel de comunitate. Exact. Dumnezeu mi-a trimis un om, el era ortodox, eu tot proveneam tot din această religie și el a decis pentru mine. Simplu, l-am întrebat unde mergem. Adică, de fapt, el m-a întrebat unde merge, mi-a spus, alege că tu ai fost trimis, eu cerând de la Dumnezeu să-mi trimită omul și în care biserica mă duce acolo să slujesc lui Dumnezeu și acolo să cresc, să-L cunosc pe Dumnezeu, și la care el a decis. Mergem la catedrală, mergem pe strada Bisericii Ortodoxe sau ne ducem la pocăiți. Și am spus, alege că tu ai fost trimis. El, fără ezitare, merge la pocăiți. Și a zis, slavă Domnului! Și așa am ajuns în biserica pentecostală Betel din Zorilor. Și apoi acolo am auzit cuvântul lui Dumnezeu, simțeam o putere, o forță deosebită a lui Dumnezeu care creștea, o dragoste, o pace, o bucurie, cu cât, ca să zic așa, mâncam cuvântul lui Dumnezeu. Nu e suficient să-l auzi. El trebuie mâncat, să fiu plin de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie auzit de două ori și cu urechile astea. Exact, și cu inima, așa. Apoi m-am rugat lui Dumnezeu pentru că am găsit scris acolo că trebuie să ne naștem din nou ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Iisus îi vorbește lui Nicodim, era cea mai îngustă partidă preoțească, auzi, adevărat, adevărat, spui că dacă nu te naști din nou din apă și din Duhul Sfânt, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu sau să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci am spus, Doamne, eu nu știu cum se face asta. Cu toată religia mea, cu tot ceea ce eu am cunoscut, cu toate experiențele până acum, eu nu știu cum se face, pentru că tu ești suveran în problema aceasta și e de competența ta. Eu, și dacă aș vrea, eu nu pot. Nu am puterea aceasta. Și atunci m-am apucat, Doamne, fă cum vrei Tu, dar ai milă și de mine. Îndură-te și dă-mi și mie mântuirea. Fiindcă am găsit scris în Biblie, mântuirea este darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și am cerut lui Dumnezeu, de asemenea, o experiență deosebită am cerut Domnului. Doamne, aș vrea, atunci când se face chemare, pentru ca cei ce au auzit Evanghelia, au crezut în Domnul Iisus Hristos și vor să-și predea viața mâna Domnului Iisus Hristos, să iasă în față, pentru ca să se roage comunitatea pentru ei, să ceară binecuvântarea Dumnezeu pentru ei, să rostească următoarele cuvinte. Și acum, cei ce l-ați primit inima voastră pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal veniți în față. Și mulțumesc lui Dumnezeu că după 4 luni de așteptat a trimis un misionar, de fapt un pastor de Viton, din Missoula, din Montana, în Statele Unite. M-a auzit cuvântul lui Dumnezeu, în acea zi era și soția împreună cu mine în adunare și sincer să vă spun, era în adunare doar pentru ceea ce i-am spus eu. Vino să auzi ce frumos este. Și ea a încercat să se eschiveze. Și pentru prima dată era. Pentru prima dată era. Cum? Eu vrei să mă duc la biserică? Zice, eu să-mi acopăr capul, eu să îmi dau jos anumite lucruri și podoabe de pe mine. Ea, cu toate că nu ce zise în Biblie, știa că Dumnezeu îi place un anumit fel în care omul trebuie să prezinte înaintea lui la închinare. Și a spus, nu, că vin așa cum ești, că Dumnezeu te primește așa cum ești. M-am gândit, Doamne, după ce Tu te atingi de ea și dai mântuire, eu o să umble cum îți place Ție. Și atunci, deși nu ne-am văzut în acea zi în adunare, ea fiind la femei, eu eram într-o altă parte a bărbaților și eram în aceeași încăpere acolo, m-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, iar la sfârșitul acelei slujbe care a avut loc în acea zi, Dumnezeu mi-a dat acel semn, am ieșit în față pentru ca biserica să roage, plin de bucurie, dar în același timp am gândit, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, în numele lui Iisus Hristos, dacă e voia Ta, adă-mi și soția, fiindcă citisem în Biblie. Pentru că s-ar putea să ai de vrăjmași chiar pe cei din casa ta când tu vrei să te întorci la Dumnezeu. Și am zis, tu vezi că slab și necredincios. Te rog în numele Iisus, adu și pe ea. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-aduce aminte și era scris în Sfânta Scriptură. Și nu lasă mamă, tată, pol de averi, soție, copii pentru mine. Nu-i vrednic de mine. Și atunci, deci dacă, cu alte cuvinte, dacă eu, Iisus, nu pot să fiu autoritatea numărul unu, tu de fapt nici n-ai dragoste în tine. Că adevărata dragoste este cea pe care o dă El, sursa adevărată și unice dragoste.
Și atunci am zis, Doamne, renunț la toate. Grade, funcție, averi și capul, dacă mi-l taie pentru tine, Doamne, eu mi-l dau. Pentru că am fost mort în păcat și astăzi sunt viu prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Și mort fizic, la adică. Și de două ori mort. Și bucuria mea a fost că atunci când am ieșit din adunare, soția m-a întâmpinat pe scări, era foarte fericită, s-a uitat la mine, zice, auzi, văd o lumină pe fața ta, văd că plângi, ești fericit, ce s-a întâmplat? De caz Iisus, mi-a ieșit întâmpinare, eu mi-am predat viața mânală. Da, pe mine nu mai e. Nu, unde era? Eram în mulțime. Și ea în același zi și-a predat viața mâna Domnului Iisus Hristos, iar în 28 mai 1995 am mărturisit la apa botez de credința în Domnul Iisus împreună cu ea și cu fratele ei de corp. Cu fiind de ofițer activ, nu v-ați pus problema că ați putea avea neplăceri? Dacă se pune problema aceasta vreodată, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat de Sfântul Cuvânt. Deci, eu sunt gata să renunț la totul pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne învață lămurit lucru. La ce îmi folosește să câștig toată lumea dacă îmi pierd sufletul. Dacă l-am pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al meu și Dumnezeu al meu, eu sunt cel mai împlinit, pentru că numai în El pot să fiu fericit, nu numai aici, ci și în viața veșnică dincolo. Și cum a continuat viața de familie, iată acum în doi, căutându-L în continuare pe Dumnezeu și crescând în cunoștința Lui și în experimentarea Harului și a îndurărilor Lui? Mulțumesc lui Dumnezeu, este o viață fericită, deosebită. Ne-am dorit, eu cel puțin, foarte mult mi-am dorit să am frați și în copilărie, chiar unii din localitatea unde m-am născut, la un moment dat au râs de mine, eu eram copil și la cunoștința aceea de câțiva ani, de 5, 6, 7 ani, mergeam în centrul satului, era un cuib de barză și o barză și mă rugam, Doamne, să-mi aducă barza, să-mi aducă frățior, să am și eu pe cineva și așa mai departe. Eram singur la părinți, mama nu putea să țină sarcina, avea RH negativ și după mai multe încercări Dumnezeu s-a îndurat și m-a dus pe mine în existență. Și atunci, normal, că am simțit nevoia aceasta de a avea copii, de a fi împreună o familie mai numeroasă și așa mai departe. Și atunci, sincer să vă spun, dacă până la întoarcerea noastră la Dumnezeu, până când Domnul Iisus ne-a dăruit mântuirea, noi nu am vrut copii. Pentru că lumea ne-a învățat, ai un copil, ai doi, e suficient, ceilalți nu mai trebuie primiți, ci trebuie să scăpați de ei. Acum, noi ne rugam lui Dumnezeu să ne dăruiască copii, pentru că soția nu mai putea să țină sarcina, avea problemă și atunci noi a trebuit să ne rugăm mult lui Dumnezeu și am beneficiat în urma ungerii cu un de lemn, așa cum spune la Apostolul Iacov, este scris în Sfântul Apostol Iacov, ne scrie acolo în Sfânta Scriptură că dacă este cineva bolnav să cheme pe prezbiterul bisericii să facă ungere cu un de lemn în numele Domnului să se roage. Și dacă o păcătuit, se va ierta, iar Domnul îl va însănătoșa. Noi am cerut lucrarea aceasta, am spus fratului păstor, cred că lucrarea aceasta este și pentru noi și s-a făcut ungere cu un de lemn și Dumnezeu ne-a mai binecuvântat cu încă trei fetițe. Inițial, Domnul ne-a dat... toate bucurie. Mulțumim, Domnul să fie binecuvântat. Inițial, deci până la convertire, Dumnezeu ne-a dăruit două fete, după întoarcerea noastră la Dumnezeu ne-a mai dăruit trei. Însă, toate au fost cu rugăciune, cu ungere, cu un de lemn și, în mod special, la ultima, soția, la un cer de rugăciune, a avut o lucrare din partea Domnului prin Duhul Sfânt, că vrășmașul va vrea să ia atât viața ei, cât și a copilului. Asta ce înseamnă lucrare prin Duhul Sfânt? Mai pe înțelesul celor ce ne ascultă, tuturor celor ce ne ascultă. Deci, Cuvântul Dumnezeu ne învață că în Biserica Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt se manifestă prin daruri ale Duhului Sfânt. Și unul din aceste daruri este darul de prorocie. Sau profeție. Sau profeție. Și atunci soția a avut o lucrare din partea Domnului, printr-un vas, printr-un proroc, și a fost înștiințată de acest eveniment. Noi ne-am pus pe post și rugăciune. Și lucrarea s-a derulat în felul următor. În ziua în care a ajuns să nască, pe ultima fetiță, noi ne aflam la clinica ginecologie 2, deci la Stanca, în Cluj, și eu îi predicam cuvântul Domnului și încurajam pe un cetățean de etnie romă din Aghireș și îi predicam pe Domnul Iisus Hristos, iar soția în salon cu soția acestui cetățean de asemenea a prezentat pe Domnul Iisus Hristos. Și tocmai îi spuneam cum în 92 Dumnezeu prin suferință m-a dus la mântuire, cum m-a mântuit, mi-a dăruit și vindecare și tocmai eram la acest punct în care am observat o mare agitație la sala de naștere. Soția a fost dusă în sala de naștere și apoi am auzit-o strigăte, să vină repede medicii, s-a rupt.
Ulterior eu am aflat, după ce am văzut că o duc cu targa urgent în bloc operativ să o opereze și să agită medicii, au fost chemați unii de acasă, au fost 5 medici care au intrat în bloc operativ cu profesor dr. Nicolae Costin, care era șeful clinicii obstetrică ginecologie, așa, de la Stanca. Am aflat ulterior, deci în timpul nașterii, după ce copilul a ieșit în lume, s-a rupt uterul soției și a pierdut în jur de 4 litri de sânge. Eu, în momentul în care am văzut acest lucru, m-am uitat la cel cetățean de etnie romă. El, când a văzut ce se întâmplă, am văzut o groază pe fața lui, o frică, a început să plângă și a fugit afară din clinică. Atunci, pentru că era și una dintre fete cu mine acolo și așteptam să vedem ce se întâmplă, m-am rugat pentru ea. Pentru că ea a fost diagnosticată cu diabet zaharat în formă latentă, nemanifestă, deci nu era dependentă de insulină, însă medicii m-au avertizat la un șoc, la un eveniment mai deosebit, să poate declanșa dependența de insulină. Și atunci prima mea reacție a fost să mă rog pentru ea, Doamne, o plătește și o păzește Tu, să nu-i se întâmple și ei acest lucru. Este suficient ceea ce noi am văzut că s-a întâmplat cu soția. După care am pus mâna pe un telefon, pe telefon mobil, și am sunat un grup de rugăciune de frați cu care mai mergeam la evanghelizări sau la rugăciuni, la stăruințe, sau vizitam pe anumiți frați în anumite biserici. Și le-am spus, uitați în ce situație trece. Eu aș vrea să ne ajutați în rugăciune. Știu că Dumnezeu este cu noi. Ne-a promis prin Domnul Iisus Hristos. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. El ne-a spus că vom trece prin necazuri, prin suferințe, prin probleme, dar să încercăm, să îndrăznim de fapt, nu să încercăm, să îndrăznim la El, fiindcă El a biruit lumea, slăvit să fie Domnul. Și atunci a spus, fraților, vă rog să vă rugați, pentru că știu că unde sunt doi sau trei, Iisus într-un mod special se prezintă în mijlocul lor. Nu știu care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. El putea să-mi ia soția, El putea să-mi dăruiască soția din această încercare. Și atunci a spus, Doamne, te rog frumos, ca să știe și acești medici, că numai Tu ești Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu în afară de Tine, iar Iisus Hristos este Domnul, întinde-ți mâna peste ei și condu Tu lucrarea aceasta, operația aceasta pe care o fac. Ei știu, Doamne, că vor tăia, dar singurul care dă viața, numai Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie numele Dumnezeu. Medicul operează, Dumnezeu vindecă. Slavă Domnului, așa este. La un moment dat ies o asistentă din pe bloc operator și pentru că mă cunoștea, domnul Șelean încerca să mă liniștească. Domnul Șelean, nu vă faceți probleme, soția dumneavoastră e în mâini sigure. Bineînțeles că eu, prima mea reacție în gândire a fost, o, diavolul, cum ar vrea să mă convingă că soția mea e mâna unui muritor, mâna unui om. Dar de fapt ea e mâna lui Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles, Duhul mi-a dat ghes și am spus, stimată doamnă, nu vă supărați. Vreau să vă spun ceva. Noi nu ne temem de moarte, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ea s-a mirat așa foarte tare, speriată s-a întors în bloc operator. După care a ieșit doamna doctor care a asistat-o la naștere pe soția, doamna doctor Munteanu, a ieșit din bloc operator și am încercat să o abordez, să aflu ceva vis-a-vis de operație, de stare de operație. Pentru că ea a avut o menajeră la ea în apartament, o menajeră care era o soră de-a noastră din biserică și care i-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos și căreia chiar această doctoriță i-a mărturisit că într-o noapte a avut într-un vis o persoană care a venit, a bătut la ușă ei și a cerut să o lase să intre și la ea și să mănânce împreună o bucată de pâine și noi avem chiar o poezie cu Domnul Iisus Hristos care bate la ușa inimii omului ca să deschidă și să aducă mântuirea, pacea și fericirea. Și atunci, bineînțeles că ea știa că și noi suntem copii al lui Dumnezeu, această doctoriță. Și atunci ea mi-a spus, domnul Șeuleanu, un singur lucru trebuie să faci. Ce anume, doamna doctor? Să te rog și pentru soție și pentru copil. N-am știut inițial de ce și pentru copil. Pentru soție am observat și am știut despre ce este vorba. Dar atunci am început să mă rog. Doamne, dacă Tu ai trimis această femeie să mă rog, înseamnă că trebuie să facă, Tu ai poruncit ei să vină să-mi spună că trebuie să mă rog. Și atunci m-am rugat, Doamne, dacă copilul, că nici măcar nu știam, e fetiță, e băiat, pentru că așa au fost evenimentele de rapid încât nu am reușit să aflăm ce este. Doamne, dacă îi lipsește o parte a corpului, Doamne, știu că Tu poți să faci lucrul ăla. Dacă este bolnav de inimă sau de ficat sau de un picior sau de un ochi, Doamne, știu că Tu poți să dai vindecare acum, în clipa asta, fiindcă Te rog în numele lui Iisus. Și Tu ne-ai promis că orice cerem în numele Domnului Iisus Hristos, după voia Ta, Tu faci.
Și eu cred, Doamne, că aceasta este voia Ta, fiindcă Tu ai trimis femeia ca să mă înștiințezi, să mă rog. Și ulterior am aflat, slăvit să fie Dumnezeu, care a trimis această femeie să mă îndemne, să mă rog, că de fapt fetița, că era vorba de nașterea unei fetițe, nu a respirat 5 minute. Iar lipsa de oxigen știm că produce anumite urmări în creierul uman, dar îi mulțumesc Dumnezeu că această fică este perfect sănătoasă. Chiar la un moment dat, după evenimentele acestea, la o anumită vârstă, soția a spus, știi, medicul de familie tot insistă să o ducem la un neurolog, să o ducem pe la psihiatru, să vedem dacă fetița este sănătoasă. Și am spus, ascultă-mă, noi nu ispitim pe Domnul. Noi nu avem nimic, de fapt, contra medicinei. Dar totuși, din pricina necredinței lor, noi o ducem să o verifice. Dar eu cred că Dumnezeu nostru a ascultat rugăciunea și este perfect sănătoasă. Să dăm slavă lui Dumnezeu, amândoi medicii la care am dus au constatat că este sănătoasă. După ce soția a fost scoasă din operație, a ieșit și domnul profesor dr. Nicolae Costin, a ieșit și el din bloc operator și a venit la mine. Dumneavoastră sunteți soțul la doamna pe care tocmai am operat-o? Da. M-am luat de după umeri, este un domn în vârstă și a spus, eu aș putea să fiu tată. Știi, noi ca oameni am făcut tot ce am putut pentru ea. Și am zis, știu, domnul profesor, acum face Dumnezeu. El s-a uitat la mine, n-a zis nimic. Între timp, soția a fost adusă cu targa, am luat-o, am pus-o în pat și a legat-o la aparate și inimă și puls și asta, pentru că atunci când ea a intrat în operație, a intrat cu tensiune 4:2. Și, sincer, am fost trimis în repetate rânduri, de aceea știu cam ce cantitate de sânge au pierdut, fiindcă a fost trimis la centrul de transfuzii, să aduc și sânge și plasmă și ceea ce medicii au avut nevoie pentru lucrarea aceasta. Eu am asigurat-o pe soție, imediat ea s-a trezit că am așezat-o în pat după ce am luat-o de pe targă și am asigurat-o. Domnul Iisus este cu noi, mică dragă, fi liniștită, totul e ok, totul este în regulă. Iisus este cu noi. Ulterior am aflat că toată clinica a avut de acest eveniment, neașteptat și deosebit de grav, dar când am ieșit să plec acasă, seara portarul m-a abordat, mă cunoștea. Și mi-a spus atunci, domnul capitan, pentru că atunci, mă rog, acesta era echivalentul gradului, zice, am auzit de soția dumneavoastră. Cum e? Zic, slavă Domnului, mâna Domnului. Și de la care cuvânt am pornit să evangelizez și pe acest portar. Apoi dimineața când m-am întors, asistenta care a vegheat asupra bolnavelor din salon și implicit și asupra soției și medicii, toată noaptea am aflat că s-au perindat pe la patul ei să o supravegheze pentru că era un eveniment deosebit. Atunci asistenta mi-a spus, domnul Șevlean, să știți, eu am știut când am intrat în salon că ceva nu e în regulă cu soția mea. Și a spus, s-a întâmplat ceva azi noapte? Eu am crezut că s-a întâmplat ceva noaptea când eu eram acasă. Și a spus, nu. Deci am văzut o lumină pe fața ei și o bucurie și ce, era singura care nu plângea și nimeni nu s-a băiat. Am zis, asta e pocăită cu certitudine. Am zis, slavă lui Dumnezeu! Și de aici mi-a deschis Dumnezeu din nou ușa să încurajez această femeie să se întoarcă și ea la Dumnezeu, să aibă o relație personală cu Domnul. Și ea mi-a mărturisit. Înainte de a merge și să ne mai spune și alte experiențe în limita timpului, care e destul de limitat, de ce această tendință dumneavoastră de a spune tuturor despre Evanghelie, despre Iisus Hristos, cetățeni de etnie romă, portar, ofițer, general, ce-o fi? Dumnezeu, Tatăl Veșnicilor, a trimis pe Domnul Iisus Hristos la împlinirea vremii lumea noastră pentru ca să plătească prețul răscumpărării, a mântuirii noastre. Pentru ca oricine va crede în numele Lui să capete viață veșnică. Și Dumnezeu, odată ce ne-a născut din Iisus, și noi trebuie să trăim la fel ca și El. Și să vestim că este unica șansă, unica soluție rânduită de Părintele Veșnicilor prin care noi oameni trebuie să fim. Deci Iisus Hristos. Să înțeleg că nu le spuneți despre o religie acestor oameni, ci despre o persoană. Nu. Deci eu vestesc pe Domnul Iisus Hristos, singurul care dă mântuirea tuturor celor ce cred în El. Ce alte experiențe ați mai avut cu Domnul în familie? Mai avem deci, 15 da, minute. Am avut, prin Harul Dumnezeu, această, pot să spun că este un har deosebit, de a suferi. În același timp, am avut o dublă hernie de disc cu semipareză pe piciorul stâng. Și am ajuns în spital, la spitalul de recuperare din Cluj și, bineînțeles, la prima examinare, doamna doctor Giurgiu mi-a spus, domnul Șelen, îmi pare rău, nu scăpați de cuțit, aveți o situație destul de gravă.
mi se blocase piciorul în formă flexată și nu mai puteam să-l îndrept, nu mai aveam nici măcar lacrimi de durere, iar dacă dormeam jos pe pardoseală, pe beton, simțeam că este moale și mă doare de nu mai pot să plâng. Am ajuns acolo și am știut că e voia lui Dumnezeu. Pentru că în această situație se pot vesti cuvântul lui Dumnezeu la un doctor de la penitenciarul Gherla, la un domn din Maramureș, la un liter a martorului Jehova care a făcut 13 ani de pușcărie pentru că el a crezut că așa este bine să nu pună mâna pe armă și că ar fi contrar voi lui Dumnezeu, ceea ce nu este adevărat, și la un poștaș din Retea, Bistrița. Și care, bineînțeles, când eu le-am mărturisit întoarcerea mea la Domnul prin suferințe și când Domnul m-a vindecat, m-a batjocorit. Dar dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, pentru ce acum ești aici? Zi-o rugăciune și gata, tu nu ai ce să cauți aici. Și am spus, stați puțin. El este stăpân, face ce vrea cu robul lui. Eu sunt robul lui Dumnezeu. Dumnezeu apoi, în urma ungerii cu un de lemn făcută de pastorul bisericii din Betel Zorilor, Dumnezeu m-a vindecat. Și mulțumesc Dumnezeu, a fost o mărturie și pentru ceilalți bolnavi de acolo, mai ales că poștașul din Reteag ulterior m-a contactat pentru că a ajuns la clinica de TBC. Și soția mi-a spus, vezi că te-a căutat omul ăsta la telefon. Și atunci ne-am rugat, zic, hai să ne rugăm, Domnule, că Dumnezeu vrea să-i spună ceva acestui om. Când am ajuns acolo, l-am întrebat, ce faci? Zice, uite, eu n-am putut, am ieșit din spital, trebuie să mă operez. Dar acum sunt cu plămâni aici, pentru că diprofoasele, a făcut 5 diprofoase injectabile, mi-a atacat plămâni. Și am spus, știi de ce? De ce? Zic, Dumnezeu te iubește, așteaptă să te întorci la el. Oh, nu mai fumez, nu mai beau. Zic, nu asta așteaptă Dumnezeu de la tine. Dumnezeu spune, dă-mi inima ta, fiule, și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Dumnezeu așteaptă să te întorci. Dar tu cum ești? Zic, eu mulțumesc Dumnezeu, uite aici sunt spatele, niciodată n-a trecut cuțit pe spatele meu. Zic, v-am spus atunci, el când vrea, mă vindecă. Dacă vrea să mă lase la medic să mă taie, slavă lui Dumnezeu, știe el pentru ce. Dar dacă el vrea să nu mă taie, slavă lui Dumnezeu. Și mulțumesc Dumnezeu, de asemenea am mai avut încă experiență prin care număr de 15 medici de aici din Cluj, pot să confirme și pot fi verificate lucrurile acestea, cine dorește le poate verifica, am trecut pentru o experiență interesantă, pentru o încercare de un an și 6 luni, în care au făcut experiență pe mine acești medici, deși toate analizele mi erau bune, aveam o stare ca de moarte și simțeam că plec din trup, efectiv plec acasă la Dumnezeu. Deci în urmă cu 2 ani. În urmă cu 2 ani de zile. Și tot așa am avut o înștiințare printr-o profeție, pentru o profeție am avut o înștiințare că Dumnezeu vrea să scoată o mărturie pentru ziua judecății. Și ne-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, fă-ți Tu numele de slavă cum Tu dorești. Și după toată această perioadă, la ultimul medic la care am fost trimis și ăsta, după un tratament de 3-4 săptămâni, am spus, cum sunteți? Zic, păi, eu aștept să plec acasă în veșnicie. Contrar așteptărilor dumneavoastră, cu câte medicamente mi-ați dat, injecții într-o mână, într-alta, într-un picior, într-altul, câte 6 seturi de medicamente, eu simt că vine ceasul să plec. Cum se manifesta boala aceea? Deci, neputință totală? Trebuia să stați mobilizat? Nu, deci am fost la serviciu în toată această perioadă. Dar avea momente de 2 ori pe zi, sau poate chiar de 3 ori, sau așa, când simțeam efectiv că ies din trup și că plec acasă în veșnicie. Și în această perioadă de încercare, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să vorbesc cu unui șef de-al meu, care soția lui avea cancer la sân, și la care i-am vestit pe Domnul Iisus Hristos că Dumnezeu îl iubește și dacă crede, Domnul Iisus Hristos îi vindecă soția. Soția lui, bineînțeles, a fost operată. Atunci eu l-am întrebat cum este. Zice, i s-a făcut biopsie, trebuie să vină rezultată. Bineînțeles, diavolul a venit la mine și a spus, auzi, dacă nu se întâmplă nimic, ce se întâmplă? Am spus, nu se întâmplă cu mine nimic? Eu am murit în 92. Dumnezeu, dacă a promis și mi-a spus să-i spun acestui om că îl iubește și că așteaptă să întoarcă la el și Dumnezeu vindecă, slavă lui Dumnezeu, el va face. A venit rezultatele și a spus, are cancer. Bun, și cum sunt rezultatele ei? Zice, rezultatele ei, slavă lui Dumnezeu, spune. De ce? Spune, nu trebuie să facă chimioterapie, întrucât analizele sunt bune și ea este vindecată și în ziua de asta. Și am spus, să nu uiți cine s-a făcut. Și a spus, da, recunosc. Numai Dumnezeu. Și m-am bucurat tare mult. M-am bucurat tare mult pentru că Dumnezeu a lucrat în acest om și el s-a dus la un concurs, ocupe funcție mai mare. Și am știut când s-a dus că nu va lua concursul. Apoi i-am spus, ce s-a întâmplat? N-am luat concursul. Și ai fost singur pe un loc. Da, singur am fost pe un singur loc, am fost singur și n-am luat. Și acum ce fac? Ce suntem 5 pe acest loc. Și au dat un bilet la adunare să roage frații pentru mine. Și sunt convins că atunci o să iau.
Ne-am rugat adunare, Doamne, dură-te, ascultă, te rog, ai milă, descoperă-te în felul ăsta, arată și lui. I-ai vindecat soția, Doamne, arată și în felul acesta. Și slavă să i-a dus lui Dumnezeu, a fost minunat, a venit și mi-a spus, zice, cu 10 am luat, să nu uiți cine ți-a făcut. Da, zice, știu că Dumnezeu. Apoi la câteva zile mi-a spus, să nu uiți, te rog, e o problemă de-a mea, de-a ta, de-a noastră, zi cum vrei, frații tăi, adică noștri, de la mine, de la țară, din localitate, din Tritenii de sus, te așteaptă la evanghelizare. Și am zis, Doamne, acum mă trimis la evanghelizare printr-un coleg de serviciu, care încă nu are o relație personală cu tine, zic, Doamne, știu că Tu poți să schimbi viața lui. Ne-am dus, ne-am bucurat cu frații acolo și marea bucurie a fost că unchiul lui era chiar conducătorul de adunare în biserica respectivă. Și aflase de dumneavoastră și v-a chemat să vestiți Evanghelia. Care credeți că este baza teologică a vindecării trupești? Iată, noi, în Bioște, toți creștinii practicanți, vorbim de iertarea păcatelor și e legitim să afirmăm așa ceva. Că Domnul Iisus a purtat păcatele tuturor oamenilor în lumii întregi pe cruce și prin sângele lui se obține iertarea. În ce bază se obține vindecarea fizică? Că ți-am amintit mai multe astfel de vindecări. Da. Deci, e un har suplimentar? Trebuie o credință suplimentară? Nu. Este tot credința jertfa Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne certifică, ne adeverește lucrul acesta și putem să spunem chiar cum a afirmat și Domnul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun. Adică este scris în cuvântul Domnului, în rănile lui Iisus Hristos suntem vindecați. Și Petru merge mai departe la un moment dat și de-aia spun adevărat, adevărat, că deci, de doar adevărat. Și o citație din Isaia 53. Exact, așa, da? Și Petru spune așa, în rănile lui, fraților, am fost vindecați. Deci prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, noi beneficiem de iertarea păcatelor, beneficiem de vindecarea trupului și avem viață veșnică în El. Căci eu sunt învierea, zice Iisus, și viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Și dacă toți oamenii pot să fie iertați, de ce nu toți sunt spălați de păcate? Și dacă toți oamenii pot să fie vindecați trupește, de ce nu toți oamenii sunt vindecați trupește? Totul este legat de Harul lui Dumnezeu și de credința în Domnul Iisus Hristos. Deci Dumnezeu este îndelung răbdător, plin de bunătate, dar în același timp este și drept și sfânt. Și noi rugăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Dar în Sfânta Scriptură scrie, Dumnezeu poruncește oameni de pretutinde acum să se pocăiască, ca să aibă în numele Lui Iisus. Fapte 17, da? Da, mulțumesc. Deci în Biblie scrie că Dumnezeu poate toate lucrurile, dar de asemenea scrie toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Deci, practic, aici e problema. Credința copilărească, într-un fel, deci o credință ca unui copil, dar o credință bazată pe jertfa Domnului Iisus. Cum ați putut să practicați creștinismul dumneavoastră evanghelic, așa biblic, în meseria dumneavoastră? Da. Deci, cu ajutorul Dumnezeu, pot să în practic credința la locul de muncă, fiindcă Dumnezeu este Cel care a instituit dregătoriile. Chiar suntem îndemnați, suntem sfătuiți, sau aș putea să spun chiar ni se poruncește să ne supunem legii statului în care trăim, că nicio rânduire nu este dată fără voia Dumnezeu. Și Dumnezeu este autoritatea supremă. Iar noi, conștienți că El este autoritatea supremă, supunându-ne voie lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu turnată în noi prin credința în jertfa lui Iisus, trebuie să fie manifestată, dovedită față de iubirea apropiilor. Nu pot să spun iubesc pe Dumnezeu câtă vreme pe Cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine. Bun, și dacă îl mai iubiți, îl mai amintați pe omul, pe semenul dumneavoastră. Da, deci aici este, da, bineînțeles, dacă legea prevede lucrul acesta. Deci nu eu, copilul Dumnezeu, nu eu, polițistul amendez, ci legea. Zice Dumnezeu, dregătoria a fost instituită de Dumnezeu ca să pedepsească pe cei ce calcă legea și să laude pe cei ce fac binele. De aceea spune, temeți-vă de dregător pentru o faptă rea care putea să o facă, dar dacă faci o faptă bună, atunci nu ai de ce să te temi. Deci, efectiv, cum am mai auzit de atâtea ori și la emisiuni de televiziune, poliția aresta, poliția arestează. Nu, poliția nu arestează pe nimeni. Legea. Practica ne arată că instanța, dispune judecătorul, însă legea spune așa, este făcută pentru cine? Pentru cel fără de lege. Și atunci legea pedepsește, dar Dumnezeu nouă ne spune, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, ne spune, ascultă-mă, chiar dacă ai fapte mai multe, noi ca și polițiști nu putem să-ți dovedim câteva dintre ele.
Nu știm dacă întotdeauna reușim să, sau putem pe toate, dar este unul care ți le va dovedi cu certitudine, cel puțin în ziua aceea. Măcar că și aici Dumnezeu descoperă și arată faptele voastre, dar Dumnezeu îți vrea binele etern. Deci El vrea mântuirea ta, să te recunoști, să te căiești de fapta ta, pentru ca să fii iertat, să fii mântuit. Am avut harul acesta ca împreună cu pastorul bisericii, imediat după 95, după ce m-am întors la Domnul, să ducem Biblie chiar și celor pe care cercetam și erau arestați. Să le spunem, bun, ai călcat legea. Și Dumnezeu a spus, îmi caută să te împaci cu părâșul tău până când nu ajungi să fii dat pe mâna temnicerului. Că o să stai acolo până plătești ultimul bănuț. A judecătorului și apoi a temnicerului. Așa. Și atunci, noi le spun, Dumnezeu te iubește. De aceea și avem bucuria aceasta. Sunt foarte mulți care se întorc în astfel de situații la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune așa, eu nu doresc moartea păcătosului, ci doresc întoarcerea lui la mine ca să aibă viață veșnică. El își ia ceea ce este cu drept pentru ceea ce a călcat. Dar în același timp, ca și copil al Dumnezeu, Dumnezeu vrea să întindă o mână de iubire, de dragoste și iertare pentru el ca sufletul lui să fie mântuit. Și am avut mare bucurie și mare experiență și în acest sens. Era chiar un caz pe centru, la înșelăciune prin rupere, îi spune modalitatea aceasta, a valute. Deci număra la valută, la un schimb valutar și din sumă îi reținea o jumate sau un sfert din sumă sau o anumită sumă în paguba celui care venea să schimbe în stradă. Și așa de repede opera, cu camera de luat vederi, cu încetinitorul, nu s-a reușit să fie prins omul ăsta la demonstrația pe care ne-a făcut-o după arestare în baza probatorului administrat. Știți ce a fost interesant? Și deosebit cum Dumnezeu își arată numele lui de slavă. A auzit cuvântul lui Dumnezeu într-un cer de rugăciune, unde l-a invitat un frate. A auzit cuvântul, a crezut. După ce el a primit mântuirea, i s-au dovedit două fapte. A intrat în penitenciar. Și când a ieșit de acolo, am urmărit. Doamne, cu adevărat omul ăsta a intrat pe poarta cea strâmtă și urmează calea cea îngustă. Și dau slavă lui Dumnezeu. Este nu numai el mântuit, ci toată casa lui. Frați, surori, copii. Deci ceea ce, tot ceea ce a luat în plus la persoanele cunoscute, pentru că au fost și persoane care erau din alte locații și pe care el nu mai știe, dar la persoanele care astea, el a reparat și a dat înapoi ceea ce el a luat pe nedrept de la el. Și bucuria mea a fost când am văzut că toată casa lui și rudele lui, surorile lui, frazdea lui, mama, tata, prin el, Dumnezeu a folosit să-i aducă la mântuire pe toți. Îi iubește Dumnezeu pe polițiști. Slavă Domnului că iubește. Ați avut o conferință cu tema aceasta. Da, am avut până acum 11 conferințe am avut și am avut și participare frați din peste 50 de state occidentale, din poliții, de acolo, din serviciile speciale chiar și a fost și o mare încurajare pentru noi. Noi inițial prin 2000 credeam că suntem singurii care ne-am întors la Dumnezeu. Însă bucuria a fost când lucrarea s-a extins. Republica Moldova, Ucraina, Bielorusia și Republica Rusă. Dumnezeu a început să scoată și din Ministerul de Interne de acolo și Ministerul Apărării Naționale. Și chiar am avut o bucurie când a ajuns forțelor aeriene din Ucraina, a devenit copil al lui Dumnezeu, i-a predicat Evanghelia șefului său, marele general care era pe aviație, că el era aviator și la picioarele avionului pe pistă, acolo s-a predat mâna Domnului și s-a întors la Dumnezeu. Un mare general în Republica Rusă, unde sunt peste 24 de milițeni care nu pot deosebi stânga de dreapta, nici rugăciunea tată nu știu, nici măcar 5% dintre ei nu știu. Un mare general de acolo, prin auzirea Evangheliei, printr-un frate, simplu, polițist, simplu. A auzit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a mântuit pe el și casa lor. Ce ne spune acest fapt că se întorc cu oameni și se completează, acum vă pun întrebarea și vă dau și răspunsul. Se completează numărul răscumpăraților lui Dumnezeu, practic, din toate structurile? Înseamnă că ceea ce este scris în Sfânta Scriptură se împlinește. Este scris în Vechiul Testament că mai înainte de ziua venirii Domnului, adică a revenirii Mântuitorului, ca să-și ia acasă pe cei ce au intrat în legământ cu El, spune Dumnezeu, va scoate și din așa zi și mari în felul lumii. Va scoate și va aduce mântuire. Adică din toate păturile sociale. Căci Domnul a spus că în această Evanghelie va fi propusă până la marginile pământului. Din orice neam, din orice limbă. Matei 24:14. Da, și atunci va veni sfârșitul. Exact. Și în Apocalipsa spune că acolo, pe Marea cea Mare, Ioan, în Apocalipsa a văzut din orice neam, din orice limbă, din orice seminție,
i-a văzut pe cei mântuiți, o mulțime care nu se putea număra și care dădea slavă Tatălui și Mielului care ne-a răscumpărat. Înseamnă că revenirea foarte scurtă. În curând vine Domnul Iisus, de aceea vrem să invităm. Chiar și vă rog să aveți un mesaj de câteva minute privindu-i pe telespectatori în această intenție de a ajuta, de a-i conduce, de a-i îndemna să-L cunoască mai bine pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, ca vindecător, ca un protector al familiei și, sigur, fiecare are o nevoie specifică și Dumnezeu poate să rezolve acea nevoie. Da, dacă vor studia Sfânta Scriptură și văd evenimentele care se derulează pe fața Pământului, toate acestea ne prevestesc revenirea Domnului Iisus Hristos pentru cei ce au intrat în legământ prin jertfa Domnului Iisus Hristos și își trăiesc viața zidit pe o cunoaștere corectă a Mântuitorului, este foarte scurtă. Dacă vor studia, dacă vor verifica, noi vor vedea. Poporul Israel are pregătit toate materiale pentru reconstruirea ultimului templu, în care, la un moment dat, Anticristul va veni și se va da drept Dumnezeu. În 6 luni au posibilitatea aceasta de construit. Din 95 au deja păstrată deja vaca roșie, care era necesară cu ardere de tot și cu cenușa ei să sfințească lucrurile din templu și așa mai departe. Iar toate forțele la nivel mondial, dacă se uită și verifică cineva lucrurile astea, vor vedea că convers spre statul planetar. Imperiul Roman renăscut. Da. Imperiul Roman renăscut. Toate astea Domnul Iisus ne-a spus. Când veți vedea lucrurile acestea, inclusiv un neam se va scula împotriva altui neam, copiii împotriva părinților și vor ucide și... Ierusalimul înconjurat de oști. Asta se prefigurează. Toate aceste lucruri ne prevestesc că Iisus Hristos este la ușă și este gata să vină și să ia pe cei ce au intrat în legământ și să fie de apărurea cu ea. De aceea eu îi îndemn ca toți să se întoarcă la ea. Este singurul în numele căruia, zice Sfânta Scriptură, noi oamenii trebuie să fim mântuiți. Nu este altă cale. Deși unii propovăduiesc lucrul acesta, pretinse unelte de slujbă în mâna lui Dumnezeu, spun, în final, toți cred într-un Dumnezeu. Și Buddha, și Mahomet, și în final toate religiile astea au deasupra un Dumnezeu și în final toți vor fi acolo. Ori Domnul Iisus Hristos a spus, nu a spus, eu sunt și o cale, ci Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevăr și viața. Cine vrea să ajungă la Tatăl nu se poate decât prin mine. Eu sunt ușa. Și nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. Ioan exact. Capitolul 14. Deci asta un exclusivism pe care legitim, l-am ales noi și nu l-am hotărât noi. Numai unul a murit având o conduită și o sânge. A dovedit cu prisosință că este singurul Dumnezeu adevărat prin faptul că am ia din mort. Pe când ceilalți, Buddha, Confuciu, Mahomet, Dalai Lama, de-a lungul istoriei cât s-au semnat, toți au pierit. Mormântul lui Iisus e gol. Și uimirea este a evreilor că au mai găsit încă un mormânt și ăla este gol. Uită un lucru. Iisus Hristos este viu fiindcă este Dumnezeu cel mare, sfânt și adevărat. Slăvit să fie Domnul. Și o dovadă încă scurtă vreau să mai dau. Dacă ar fi fost simplu proroc, la Rusalii nu venea la 50 de Duhul Sfânt. Dar El a promis ucenicilor, nu lumii, ucenicilor, celor ce au crezut în El și au intrat în mântuirea lui Dumnezeu, le-a spus, nu vă las orfani. Mă duc la Tatăl. Dacă nu mă duc, nu va veni mângâietorul, paracletul, mijlocitorul, care va fi cu voi și în voi și care o să vă descopere toate lucrurile și o să vă învață, să vă sfătuiască, să vă povățuiască în tot adevărul. El s-a dus la Tatăl și dovada că este Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt la Rusalii și a trimis Duhul Sfânt și trimite nu numai celor de la Rusalii, ci tuturor celor ce cred în numele Domnului Iisus prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Căci este scris lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Această făgăduință le spune Domnul Iisus Apostol. Nu numai pentru voi, ci pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru prin Evanghelia lui Iisus. În fapte 2, căci promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Slavă Dumnezeu! Deci este încă loc în împărția lui Dumnezeu și așteaptă, dar în același timp Dumnezeu ne avertizează. Când stăpânul și este dată special de Iisus, ori spune cuvântul Dumnezeu, în El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Deci tot ce a spus Iisus este o poruncă pentru noi. Și El ne spune așa, intrați pe poarta aceasta, urmați calea cea îngustă. Pentru că vine vremea când stăpânul, Tatăl veșnicul, se va ridica și va închide ușa. Și cei ce vor fi găsiți afară, le se va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Doamne, dar n-am prorocit noi numele Tău, Doamne, dar n-am vestit noi cuvântul Tău, Doamne, dar n-am făcut noi semne, minuni în numele Tău, n-am vindecat noi în numele Tău. Și El le va spune celor ce au rămas afară, adevărat vă spun, nu v-am cunoscut niciodată, fiindcă ați lucrat și fără de lege.
Creștinismul nu e religie. Creștinismul este mod de viață. De aceea, noi trebuie să trăim așa cum a trăit El. Dacă în adevăr am fost născuți din El, atunci prin El putem să trăim o viață curată și suntem plăcută lui Dumnezeu. V-am văzut deosebit de înflăcărat în aceste două emisiuni și este bine că e așa. Am dorit să rostiți și o rugăciune înainte de a încheia această emisiune. O rugăciune pentru telespectatorii noștri. Sigur, Dumnezeu cunoaște situațiile concrete în care dânsii se află, telespectatorii noștri, și nu e imposibil, ci este posibil ca alăturat atâtor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră să mai facă încă o minune, prin mângâierea unui suflet întristat, prin vindecare, prin iertarea păcatelor sau orice altceva. La Dumnezeu toate lucrurile sunt în putință. Ajungați să lăsiți o rugăciune privind spre telespectator, dar mai ales privind în Duhul dumneavoastră spre Dumnezeu, care poate să împlinească orice rugăciune făcută în numele Domnului Iisus. Tată iubit din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că ai deschis ușa mântuirii. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința mea, Doamne, noi astăzi suntem copiii Tăi. Astăzi, Doamne Dumnezeule, Te rugăm să-Ți întinzi mâna Ta de Tată și de Dumnezeu peste țara aceasta, Doamne. Da. Să binecuvântezi, Doamne, națiunea aceasta cu sfințenie, cu pocăință, Doamne. Cu credința aceea care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Doamne, Te rugăm, iartă, Doamne, orice păcat fără de lege și nelegiuire și orice suflet care își înalță gândul, ruga lui spre Tine, Doamne, ascultă, Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Te rugăm frumos, lasă pacea Ta la hotarele țării, Doamne. Pentru ca noi copiii Tăi, Doamne, să ne putem duce, Doamne, mântuirea, Doamne, până la capăt, în liniște și pace, Doamne Dumnezeule. Și îți mulțumim, Doamne, Te rugăm frumos acum, Doamne, pentru toți acei, Doamne Dumnezeule, care privesc, Doamne Dumnezeule, și la această lucrare. Am vrea să Te vadă pe Tine, Iisus. Noi nu-i chemăm, Doamne Dumnezeule, la religii, la forme, la obiceiuri, la tradiții, ci chemăm la Tine, Mântuitorul iubit, că Tu însuți ai spus în ziua aceea minunată, Doamne, ai spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu am să dau pace și odihnă sufletelor voastre. Doamne, intre cu pacea Ta în familiile unde nu este pace, în sufletele unde nu există pace, Doamne Dumnezeule. Te rog frumos, Doamne, să Te înduri, să ierți și să mântui, Doamne Dumnezeule. Te rog să refaci relațiile, Doamne Dumnezeule, dintre copii și părinți, dintre părinți și copii, Doamne Dumnezeule, dintre semenii noștri, din această națiune, Doamne Dumnezeule. Te rugăm frumos, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos, fiindcă știm, Doamne, că vei face lucruri mai mari decât măcar am cerut noi în această zi, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, pentru cei care sunt pe pat de suferință, Doamne. Tu care ești stăpânul, Tu care cunoști toate lucrurile, Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, apropie-Te de fiecare. Sunt mulți, Doamne, care nici măcar nu Te cunosc, nu au relație, Doamne, cu Tine. Te rog frumos să Te înduri, Doamne Dumnezeule. Sunt și de aceia care Te cunosc, Doamne, și sunt bolnavi și suferinți. Ai milă, Te rugăm, și în numele lui Iisus, Te rog, dă-le vindecare, Doamne Dumnezeule. Știm, o Doamne Dumnezeule, că e voia Ta aceasta, ca fiecare om, Doamne, să se întoarcă la Tine, Doamne, să se pocăiască de faptele lui rele, prin credința numele lui Iisus, să capete mântuirea, Doamne. Și noi îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că știm că Tu ești Cel ce priveghezi, Doamne, asupra poporului Tău, Doamne Dumnezeule, a bisericii Tale, Doamne, și asupra acestei națiuni și a tuturor locuitorilor pământului. Te rugăm, cercetează, fă să înțeleagă cuvântul Evangheliei, Doamne Dumnezeule. Doamne, noi am vrea ca toți, Doamne, așa cum și Tu vrei, toți să se întoarcă la Tine, niciunul să nu piară, Doamne, ci toți să vină la Iisus Hristos, ca prin El, Doamne, să intre în mântuirea Ta și să beneficieze și aici de pace, de fericire, în viața personală, Doamne, în familie, Doamne, în societate, căci e scris în cuvântul Tău, dacă poporul peste care se cheamă numele Meu se va întoarce de la faptele rele și se va pocăi, Tu însuți ne-ai promis asta, vei ierta, Doamne, și vei tămădui țara. Noi încredințăm, Doamne, națiunea aceasta în mâna Ta, rugându-Te să ai milă de ea și să binecuvântezi. Și noi îți mulțumim. Amen. Amin. Mulțumim pentru participarea la emisiune, mulțumim pentru spectatorilor, mulțumesc. Și fie să-L cunoaștem pe El, fie să gustăm și să vedem ce bun este Domnul și ce multe sunt experiențele pe care le putem avea cu Dumnezeu.